România merge în direcția greșită în privința aderării la spațiul Schengen. Avertismentul a fost transmis de Manfred Weber, candidat la președinția Comisiei Europene din partea PPE. Într-un interviu acordat în exclusivitate televiziunii Realitatea TV, oficialul european afirmă că există temeri că România nu este pregătită să preia președinția Uniunii Europene și că credibilitatea guvernului PSD este afectată de măsurile privind legislația anticorupție. Wrong direction when it is about rule of law, and that creates now problems in the question of Schengen. We don't know yet about the outcome, but the Romanian government has a big responsibility to change the direction, otherwise Romania has less possibilities to achieve really a full membership in the Schengen area.